ce aș îndruma eu să facă este să nu iasă la acest referendum, să nu iasă la acest referendum, să nu iasă la acest referendum ilegal, de fapt, pentru demitere. Ce vă pot spune? Vă pot spune că așa a fost situația, că atunci când a fost reținut Dorin, eram într-o vizită în afara țării și de atunci nu l-am mai văzut. Deci nu am mai mers acasă știind că presiuni adăugătoare pot fi exercitate asupra lui Dorin, inclusiv printr-un abuz asupra mea, probabil. Ceea ce se întâmplă la Chișinău în raport cu Dorin Chirtoacă este o absurditate până la urmă, pentru că sunt ilegalități peste ilegalități. Deci, pornind de la simplu arest al lui Dorin Chirtoacă, care este un arest absurd, este un denunț a viceprimarului, care de fapt a și fost președintele Comisiei de Selectare a acelui agent economic, care este infracțiunea viitoare, să spunem așa. Deci Dorin nici măcar nu a fost parte acelei Comisii de Selectare. Bine, cu atât mai mult că cel din urmă, viceprimarul, a depus acest denunț aflându-se în arest. Deci el a fost arestat, da? Fiind arestat pentru 30 de zile, în ultima zi, dumnealui a scris acel denunț. De atunci, deci să înțelegem că a fost presat, a fost presiuni în timp ce așa era în înțeleg arest? Eu, pentru că de ce nu a scris acel denunț mai înainte? Pentru că acest proces a fost intentat în anul 2015. Și abia în 2017 s-a gândit, fiind în arest, să scrie un denunț. Deci este o absurditate. Toate lucrurile care au mers după au fost absurde, inclusiv prin înlăturarea avocaților, ce este o legalitate foarte mare. În prima zi de înfățișare cu procurorul, avocații lui Dorin, doi avocați, ambii au fost înlăturați de procuror. Și s-a solicitat... Avocați de unde? Plătiți sau din oficiu? Nu, avocați plătiți de Dorin, deci pe care și-a angajat dumnealui pentru a-l apăra, au fost înlăturați de procurori. Pe un motiv absurd, că nu ar fi venit atunci când a solicitat procurorul. Deci este o absurditate. În timp ce legea permite 5 zile de răgaz pentru a face cunoștință cu materialul. Nu li s-a dat acele 5 zile, au fost înlăturați și s-au oferit avocați din oficiu. O altă absurditate. Lucrurile au evoluat din absurd în absurd. Pe parcursul acestui proces s-au schimbat 3 judecători. Deci, judecătorii nu au vrut să jurizeze acest caz și s-a schimbat de la unul la celălalt, s-a tot plimbat acest material de la unul la celălalt, plus la toate. Dorin este ținut în arest, i-a fost prelungit mandatul de arest pentru 5 luni consecutive. Legea spune și o decizie a Curții Constituționale spune că mandatul de arest poate fi prelungit doar atunci când procurorul vine cu probe noi pentru a prelungi acel mandat de arest. Procurorul de fiecare dată a venit cu aceeași probă în viziunea sa, precum aducând ca probă acel denunț făcut de viceprimar. Deci aceeași probă a fost xeroxată. Cu atât mai mult este ridicol pentru faptul că demersul procurorului a fost xeroxat de fiecare dată, doar schimbată sus dată. Deci, vă închipuiți, nu a avut nici măcar nu știu cum să vă zic, nu a avut nici măcar ingeniozitatea de a schimba ceva în acel text. A fost copy-paste de fiecare dată cu același text. Legea spune altceva. Legea spune altceva, că procurorii trebuie să aducă probe noi de fiecare dată când doresc să prelungească acel arest. Nu, el a venit în permanență cu... Plus la toate, ce este chiar amuzant, într-un demers a spus că dacă Dorin Chirtoacă va fi eliberat, el este un pericol public pentru societate. Și e chiar de râs. Vă zic că îmi vine să râd și să plâng în același timp, pentru că sunt absurdități ceea ce se produce acasă.
Mai interesant ar fi demararea acelui referendum, pentru că ei au solicitat, plus la toate a fost, să nu-mi uit gândul, a fost deci, printr-o decizie de judecată a fost suspendat din funcție de primar, fiind în arest. Ceea ce este ilegal conform legii din Republica Moldova. Legea nu prevede ca un ales local să fie suspendat decât o persoană numită în funcție. Altfel spus, alesul local, datorită imperfecțiunii juridice pe care o avem, nu poate fi suspendat de instanța de judecată. Ei au proces și l-au suspendat. Acum au numit un referendum pentru demiterea sa și ceea ce este foarte interesant, că nu este lăsat să participe la acel referendum unde este obiectul acelui referendum. Deci nu poate ieși vorbi cu cetățenii, să-și facă campanie, nu este lăsat. În timp ce legea spune categoric că persoana care este partea unui proces, inclusiv inculpat, are dreptul constituțional să iasă și să participe în campanie. El, din păcate, nu este lăsat, cu atât mai mult că sunt și precedente, alți primari, inclusiv cel care este figurantul principal în furtul secolului, primarul de Urhia, a fost lăsat să-și facă campanie. Deci, un caz undeva legea se aplică și un alt caz legea, din păcate, ați vorbit cu domnul Dorin Chirtoacă în ultima vreme? Da, sigur, am vorbit periodic, îl contactez telefonic și reușesc să mai fac un schimb de păreri. Și cum rezistă? Deci el rezistă pentru că, întâi de toate, știe că este cu conștiința curată, pentru că nu a încălcat legea și, totodată, slavă Domnului, europenilor celor din afară, care îl susțin și drept... De pe exemplu, este comunicatul făcut de Parlamentul European, unde a fost un comunicat de la două partide cele mai mari care au majoritate în Parlamentul European, unde expres au menționat cazul lui Dorin Chirtoacă și au condamnat susținerea față de, nu? Exact, și au condamnat. Deci este în premieră, dacă până acum ei se expuneau la general pe justiția din Moldova, în acest caz s-au expus concret și au vizat cazul lui Dorin Chirtoacă. Un alt comunicat a fost dat de Camera Regiunilor Autorităților Publice a Consiliului Europei, care la fel au condamnat acest caz, au dispus monitorizarea lui și au îndreptat și chiar comisii de la Veneția să se expună pe marginea acestui abuz. Asupra dumneavoastră, presiuni au fost, da, și mai sunt, și sub ce formă sunt presiuni? Sunt presiuni extraordinare, vă zic, este un abuz nemai văzut, deci a fost dispus o percheziție ilegală la un depozit al firmei mele. Paradox este că s-au prezentat, au spart lacătele și au intrat prin spargere, fără voi, nu au avut mandat de percheziție. Deci mandat de percheziție au avut cu tot o altă firmă și s-au prezentat la mine la depozit cu acte pentru altcineva, ca să înțelegeți. Și au spart și au intrat, au percheziționat, nu știu ce căutau, nu au găsit nimic, dar este un abuz confirmat. Sigur că am atacat acțiunile lor, dar vă zic, ceea ce se întâmplă este nemai văzut. Presiunile se îndreaptă și asupra soției dumneavoastră? Cel puțin la nivel moral, da, cu siguranță. Nu vă pot spune mai mult pentru că sper să nu se purceadă nemijlocit la acțiuni. Cu siguranță, la nivel moral, sunt. Sunt vorbe, sunt discuții și este afectată și ea. Deci, să știți că în Moldova s-au produs în urma perioadă foarte multe acțiuni prin care autoritățile au procedat pentru a nu permite ca cetățenii să iasă în stradă să-și pună puncte de vedere. Un exemplu concret este ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie în Moldova, unde au ieșit în Chișinău toți tinerii și au fost strânși, adunați și bătuți cu cruzime în comisariatele de poliție și în penitenciar, care au fost duși, bătuți. Deci s-au pus în aplicare mai multe. Este ceva, apropo, să fac o relatare, este
este o continuitate a sistemului comunist mișelesc pus în aplicare cu mai mult timp în urmă, ceea ce persistă și în zile de azi. Deci să înțelegeți că s-au făcut acțiuni din timp pentru a se ajunge la ce avem astăzi. Da? S-au bătut tinerii ca să nu mai iasă în stradă atunci, să le dea o lecție, pentru asta și s-au bătut. Și acum tinerii și alți oameni se tem să iasă să spună punctul de vedere. Ce aș îndruma eu să facă este să nu iasă la acest referendum ilegal, de fapt, pentru demitere. Pentru că, cum am și spus, este unul abuziv și ilegal. Prin mai multe, pornind de la cum a fost demarată această acțiune ilegală și continuând cu faptul că nu îi se permite lui Dorin să-și iasă și să spună punctul de vedere, unde este obiectul nemijlocit al acestui proces.